Fabrica Eger din Rădăuți este una dintre cele mai mari investiții Greenfield în România, cu peste 550 de milioane de euro investiți până acum și peste 850 de angajați. Din totalul de angajați ai firmei de prelucrare a lemnului, 70% sunt din Rădăuți și din imediata apropiere. Eger România a decis extinderea activității de reciclare a lemnului, demarată în anul 2012, prin deschiderea a două noi centre de colectare a deșeurilor. După 10 ani tragem linie și avem 34.000 de camioane livrate cu material reciclabil din toată țara, colectat în cele 5 puncte de reciclare. Până anul acesta am avut 3 puncte de reciclare, 2 în București, 1 în Cluj. Acum am deschis în martie, la final de martie, alte 2 puncte de reciclare, unul în Brașov și altul în Arad, și avem ca obiectiv în următorii 2 ani să mai deschidem alte 2 puncte de reciclare și astfel să putem colecta un pic peste 100.000 de tone de material reciclabil. Obiectivul nostru este să putem recicla cât mai mult, astfel încât să scadem exploatările de lemn brut. Materialul reciclat poate proveni din mobilier vechi, paleți deteriorați, deșeuri de plăci aglomerate din lemn, ambalaje din lemn, deșeuri lemnoase de la construcții și demolări, deșeuri lemnoase municipale sau biomasă. Toate aceste deșeuri sunt procesate ori la furnizor, ori în centrele noastre de colectare sau pe platforma noastră din Rădăuți și ajung sub formă de tocătură în instalația noastră de producție. Din care ce rezultă ulterior? Din care rezultă așchile, proporții de 75-80% așchii destinate producției de plăci și diverse incluziuni metalice sau minerale sau plastic, care sunt separate și ajung la alți procesatori sau praf pe care îl folosim pentru a înlocui gazul metan în procesele ulterioare de producție. Dacă în unele dintre fabricile Eger din Europa nivelul de material reciclat pentru producție este 100%, în România abia s-a ajuns la o cincime din acest procentaj. La momentul actual, undeva la 21% este ponderea în mixul de materie primă al lemnului reciclabil. În comparație cu alte fabrici din lume, unde ponderea ajunge și până la 100%. Ponderea poate să ajungă până la 100% în Italia sau în spațiul german, unde este între 45% și 50%. Care ar fi cauza pentru această diferență foarte mare? Una dintre cauze este, bineînțeles, disponibilitatea acestui material pe piață și utilizarea lui în populație. Practic, la noi și în alte țări, cum este Polonia, foarte mult din acest lemn care ar putea fi reciclat este utilizat pentru ardere în instalații familiale. Costurile în România sunt cel puțin duble în funcție de sezon și pot ajunge până la de 10 ori costurile pe care le au italienii, de exemplu. Iar această diferență se păstrează de multe ori și pe anumite sortimente de lemn proaspăt. Ca obiectiv ne-am propus până în anul 2025 să creștem această pondere la 25%. Cu intenția de a preveni abuzurile, România are o legislație extrem de strictă în privința exploatărilor forestiere, deși este una dintre cele mai bogate țări în fond forestier și cert, cea mai bogată în biodiversitate din Uniunea Europeană. Paul Dima, expert forestier independent, a explicat diferențele dintre politicile pe care le-au adoptat câteva state europene în privința exploatărilor forestiere în funcție de suprafețele de pădure disponibile. Finlanda are de 3 ori mai multă suprafață acoperită cu pădure, dar are același volum de lemn ca România. România e binecuvântată decât de solul și clima pe care o are, da? Și pădurea crește de 3 ori mai bine în România decât în Finlanda. Cu toate astea, vedeți că finlandezii, dintr-o creștere aia de 105 milioane de metri cubi pe an, ei taie în funcție de cerința pieței, sunt foarte, foarte flexibili, între 65 și 90 de milioane de metri cubi. Noi în România, din aia aproape 60, tăiem 20 maxim. Noi avem una dintre cele mai mici cote de recoltare a lemnului din pădure din toată Uniunea Europeană. Polonia, care este un concurent pentru România, mai ales în ceea ce privește industria mobilă, are un pic mai multă pădure, mai mult lemn decât noi, dar și taie dublu și a reușit cumva să fie în top 3 producător de mobilă și exportator de mobilă la nivel mondial.
întotdeauna în top 5, cu siguranță. Se bate cu China, se bate cu Italia, Germania și Vietnam. Am pus și țările de la vestul României, toată fosta Iugoslavie plus Ungaria. De ce le-am luat? Pentru că culmea face, sau coincidența face să aibă cam la fel de mult lemn ca noi, cam cu aceeași creștere anuală, dar și ăștia taie mai mult, cu 50% mai mult decât taie noi în mod legal. Dacă știm să-l mobilizăm sustenabil și eficient, adică dacă știm să investim în infrastructură, în utilaje prietenoase cu mediul și în oameni care să le folosească, plus în continuare, dacă știm să adăugăm valoare prin prelucrare superioară, avem, fără niciun fel de problemă, capacitatea să dublăm cifra de afaceri, pe care ați văzut-o aici, care e undeva aproape de 9 miliarde de euro, în momentul ăsta, să dublăm veniturile firmelor, să avem mai mulți angajați, să adăugăm mai multă valoare, să avem mai multe contribuții la bugetele locale și naționale, astfel încât să crească nivelul de trai. Pentru că, slavă Domnului, natura ne ajută. Grupul Eger deține din anul 2008 o fabrică în România, la Rădăuți, în județul Suceava, unde sunt produse plăci de pal brut și melaminat pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail. În 2022, Eger România a înregistrat o cifră de afaceri de 2,28 miliarde de lei, în creștere cu 10% față de anul anterior. Totodată, din 2006 până în prezent, operațiunile desfășurate pe platforma Eger de la Rădăuți au generat peste 250.000 milioane de euro în taxe și impozite locale și naționale, impozit pe profit, TVA, taxe și autorizații, precum și impozite pe construcții speciale.